Maria Bilașevski, sunteți curatoarea unei expoziții cu un titlu incitant, Năluciri, două artiste, la Galeria IOMO. Așa este. De ce năluciri și cum vă raportați la creațiile celor două expozante? Titlul întotdeauna este o provocare, atât pentru artiști, dar și pentru curator, mai ales când sunt două discursuri diferite, nu aș spune că paralele, sunt două discursuri care se împletesc în termenii unei realități văzute altfel. Această realitate apare ca o nălucă. Nălucirile pe care le-a adus Oana Fărcaș, dar și Mirela Moscu, pornesc din două zone diferite. Dacă prima vine dintr-o zonă a realității contemporane, hiperaccentuată, individualitate a fiecăruia dintre noi, la urma urmei, și le taxează în propriu mod, printr-o metanarațiune, Mirela Moscu vine cu amintiri, care adesea acele amintiri iau o formă fantomatică a unor scurgeri, asemenea timpului pe care nu le simți, și se împletesc cu poveștile naturii. Ne-am dorit această himeră care în mintea fiecăruia dintre noi are ramificații în termenul de dicționar a unei structuri mitologice să poată fi redefinită în parametri contemporani, așa încât fie că vorbim de o ipostază depersonalizată, personaje care nu mai au chip, dar au un telefon și își fac un selfie, fie că vorbim de siluetele care traversează natura și își lasă mai degrabă amprenta greutății decât fizicul în sine, să trezească fiecăruia atât o interogație cu privire la ce se întâmplă în tablou prin acest titlu, dar mai ales o introspecție, dacă ceea ce vede se resimte cu bagajul său interior. Deci, Maria Bilașevski, să înțelegem că această expoziție ne confirmă încă o dată și subliniază faptul că artiștii sunt extrem de legați de ceea ce se întâmplă, că sunt parte integrantă dintr-o societate care este în mișcare și că nu pot să nu remarce și nu pot să nu se încarce de realitățile pe care le trăiesc. Categoric, fiecare artist este artistul timpului lui. Dacă pentru Oana Fărcaș timpul exterior, faptul că trăim mai multe realități redate ca una, prin toate mijloacele de comunicare, prin toate totemurile pe care ne le punem în propriile case și astfel ne ducem spațiu propriu într-o hiperestetizare care adesea se traduce în kitsch și în banal. Această realitate e una pe care o simțim cu toții. Realitatea Mirelei Moscu vine din cea interioară a unor amintiri care nu aș folosi subconștientul ca pretext asemenea suprarealiștilor, dar care rămân acolo înrădăcinate. E vorba de esența fiecăruia care este activată de contemporaneitate. Și cred că ambele căutări au un punct comun. Discursul pe care și galeristul Florin Petrachi l-a croit pe Simeză, un punct comun care pornește din fragmente disparate, această metanarațiune ca pretext, fragmente care atunci când începi să le legi vizual, îți poți da seama unde ești tu astăzi ca privitor. Ca modalități plastice, cele două artiste, la ce recurg? Oana este o fire extrem de explozivă. Cei care au urmărit traseul și-au dat seama că nu este artistul unui tipar, că vorbim foarte adesea de școala de la Cluj, vorbim de școala de la București, școala de la Iași, pentru a identifica stilistic, în cazul Oanei, ceea ce o identifică e propria personalitate și marea libertate de a folosi și de a face plastic ceea ce la o primă impresie pare un colaj de fragmente alipite, totul este pictat și decorat somptos ca să imite sau să reflecte mai degrabă ipostazele pe care le întâlnești în realitate și vorbesc de la realitatea însăși până la revistele de mare consum. Mirela merge într-o zonă mult mai plastică spre o sensibilitate intrinsecă picturii. Această sensibilitate vine și din pensulația care poate fi ușor de recunoscut oriunde ai vedea o lucrare de Mirela Moscu și o dizolvare a figurilor în lejeritatea cu care tratează suprafața.